Alertă, Lazărnești, un tânăr în vârstă de 21 de ani este dat dispărut. Bărbatul a plecat de acasă în urmă cu 5 zile și nu s-a mai întors. Când a părăsit domiciliul, acesta și-a luat doar cartea de identitate. În ultimul timp a fost închis în el, așa, nu prea mai puteai să vorbești cu el. A lăsat telefonul acasă, am mers și cu telefonul la poliție, s-a uitat până el, dar e ceva ciudat să nu ai, nu știu, o fotografie, că doar are Facebook. Să nu lași o fotografie în telefon, nu știu, deci a șters din el foarte mult. La momentul dispariției, Ionel Alexandru Ivan purta o haină de culoare gri și tricou, blugi și pantofi de sport de culoare albastră. Semnalmentele acestea au fost distribuite către toate unitățile de poliție, el fiind căutat și în acest moment. Urmează să fie tocmită dispoziție de dare în urmărire națională a acestuia și sperăm că rezultatele căutărilor se vadă în curând. Cei care pot da relații despre acest caz sunt rugați să sune la numărul de urgență 112 sau la cea mai apropiată secție de poliție. O formă de protest inedită la Secele. În ședința de plen de astăzi, consilierii locale au atras atenția asupra problemelor și abuzurilor din primăria Secele, prin mesajul Secele nu este Paris. Consilierii fac referire la materialele prezentate în presa locală, cu privire la licitațiile câștigate în mod repetat de un grup de firme. Un brașovean a fost bătut crunt de jandarm la protestul diasporei desfășurat în capitală pe 10 august. Bărbatul susține că a fost agresat fizic și verbal, deși protesta pașnic. Valentin Toader a încasat mai multe lovituri cu bastonul și susține că a fost înjurat chiar de oamenii care ar fi trebuit să asigure ordinea și liniștea publică. Am fost observat pe margine, aveam telefonul mobil și încercam să filmez. Au venit către mine, au strigat la mine să opresc telefonul, am fost înjurat, m-au încercuit, m-au bruscat, m-au lovit, au dat cu gaze. Am reușit să fug de ei. Una dintre aceste grenade acustice sau grenade lacrimogene a explodat chiar în dreptul feței mele. Eram în mijlocul pieței, nu eram în față. Am fost lovit în bărbie de către o schijă, un rest de grenadă. Medicii legiști au constatat că bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost agresat și i-au eliberat un certificat medico-legal. Valentina a avut nevoie de 6 zile de îngrijiri medicale în urma loviturilor primite. Am avut această rană pe bărbie, câteva vânătăi pe picioare, o vânătaie pe spate, iar de pe 10 august, acum sunt aproape 2 săptămâni, eu tușesc. Am mers la mai mulți medici, căile respiratorii sunt iritate, încă tușesc, am accese de tuse dimineața, seara, cu toate că am început să iau un tratament medical, încă tușesc. Tânărul a depus o plângere penală împotriva forțelor de ordine la parchetul militar București, dar deocamdată nu a primit niciun răspuns. Un traseu de nici 2 km pe care în mod normal îl parcurgi în doar câteva minute cu autoturismul se poate transforma în orele de vârf într-un adevărat coșmar. Se întâmplă din nefericire în municipiul Brașov în anul 2018 și asta nu de ieri de azi, ci de câțiva ani. În special dimineața la prima oră, dar și seara, traficul aici pe 13 decembrie este infernal pentru fiecare șofer. Se circulă bară la bară, pe o distanță de mai bine de 2 km, din zona molului și până la intersecția de la Făget. Bară la bară, așa se circulă în orele de vârf pe strada 13 decembrie. Șoferii, dar și cei care folosesc mijloacele de transport în comun, sunt pur și simplu disperați. Circulația este foarte mare și îngreunată din cauza faptului că sunt numai 2 benzi. E foarte greu, foarte greu. Se circulă și îngreunat. Și îngreunat și căldură în autobuz, bineînțeles că este. Da. Și stăm și în stație mult că nu vine autobuzul la timp. Dacă ar mai fi în comandă, dacă ar putea să mai facă și în partea asta, rândă, că s-ar putea de aici, până în partea rândă, putea să mai mărească un pic străzile. Ar fi de minune. Primăria vrea să lărgească acest tronson cu încă o bandă de circulație. Se lucrează de la intersecția străzilor 13 decembrie și turnului până la intrarea pe strada Henri Coandă. Este prima etapă de lărgire a străzii 13 decembrie, acolo unde este cel mai simplu, strada turnului cu Henri Coandă. E o primă etapă, urmează o altă etapă care va fi derulată, sper eu, poate spre sfârșitul anului să începem, dar până atunci trebuie să facem documentațiile necesare.
Valoarea totală a lucrărilor pentru extinderea străzii 13 decembrie se ridică la aproape 11 milioane de lei. Până la finalul acestui an ar trebui să înceapă și lucrările din zona pasajului de la Făget. Ultima probă a celei de-a doua sesiune examenului de bacalaureat s-a încheiat astăzi. La nivelul județului Brașov au fost înscriși 623 de elevi, dintre care 490 au fost prezenți. 132 de candidați au absentat la ultima probă. Pe parcursul desfășurării examenului, un tânăr a fost dat afară. Primele rezultate vor fi afișate în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro pe 1 septembrie. În aceeași zi se pot depune și contestațiile, iar notele finale vor fi publicate pe data de 6 septembrie. Așa numita selfită sau boala obsesiei de a face selfie-uri este o problemă medicală reală conform studiilor de specialitate. Tot mai multe persoane sunt preocupate de modul în care arată zi de zi, iar acest aspect a dus și la apariția unei noi fobii, numită nomofobia, care presupune frica de a nu avea un telefon în mână. În ultimul timp, într-adevăr, s-a observat că din ce în ce mai mulți tineri, în special, dar nu numai, au acest obicei de a-și face singuri selfie-uri. Pentru majoritatea oamenilor, selfie-urile reprezintă o formă de amuzament și o modalitate distractivă prin care le împărtășesc prietenilor momentele importante din viața lor. De câte ori faceți selfie pe zi? De câte ori e posibil și avem ocazia. Eu nu prea îmi fac selfie-uri. Pe zi, să zic, aș face maxim 5. Că sunteți la o terasă, în fața unui magazin sau în stația de autobuz, vedeți în fiecare zi oameni care își fac selfie-uri. Reprezintă acest lucru o obsesie sau pur și simplu o plăcere? Trebuie menționat că trecerea de la o obișnuință către obsesie este foarte fină. Dacă îmbrac o bluză nouă și simt o nevoie imperativă să fac un selfie și să-l postez, dacă simt o neliniște până atât timp cât nu fac asta, când nu-mi fac selfie-ul, deja am trecut în latura aceasta patologică. Specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la această obsesie. Cei care suferă de așa numita selfie-tă manifestă o lipsă de încredere în sine și au nevoie de mai multă atenție. Râșnovul, orașul trandafirilor, va fi în sărbătoare în perioada următoare. În acest weekend se desfășoară Festivalul de Reconstituire Istorică. Evenimentul reunește prestigioase grupuri de reînscenare istorică. În ultima zi a acestei luni, tot la Râșnov, va începe Festivalul Medieval, unde formația Talisman va susține un concert de excepție în aer liber. Și Rosen Winefest revine în orașul trandafirilor. Cea de-a treia ediție va avea loc în perioada 1-2 septembrie în Piața Unirii din Râșnov. Festivalul îi reunește pe reprezentanții a 30 de crame din țară și din străinătate. În cele două zile, pe scena din oraș vor urca artiști locali, dar și ansambluri de dansuri populare. Invitații speciali ai Rosen Winefest din acest an sunt formațiile Phoenix și Compact. Bun găsit, prieteni! După o pauză de câteva săptămâni, ne întâlnim din nou cu rubrica noastră săptămânală de gramatică de la Brașov TV, găzduiți de prietenii noștri de la Bibliotec Pub. Încercăm și astăzi, ca de fiecare dată, să vedem cum scriem și cum vorbim corect în limba română, iar la această ediție ne-am oprit la expresia într-una. Oare folosim tot timpul corect într-una atunci când scriem legat sau când scriem cu cratimă? Haideți să vedem în următoarele minute cum se scrie corect, dar în special haideți să observăm împreună ce ne-au spus brașoveni. Și acest copil doarme într-una, se scrie ori legat, ori dezlegat. Dumneavoastră cum credeți? Dezlegat. Acest copil doarme într-una, deci una dintre... O se scrie într-una legat sau într-una dezlegat, după părerea noastră, în contextul acela. Acel copil doarme într-una. Într-una legat. Sintagma într-una, scrisă cu cratimă, este formată dintr-o prepoziție și un numeral. Dacă scriem într-una legat, atunci cuvântul are valoare de adverb și înseamnă tot timpul, neîntrerupt, neîncetat, continuu.
Trebuie să știm foarte clar, prieten, că într-un scris legat nu există. Niciodată nu vom scrie această expresie într-un legat. Există doar într-un cu liniuță, care vine de la în plus un. Și avem aici următoarele exemple: într-un cuvânt, într-un moment, într-un ceas bun sau rău. Vom avea parte de vreme frumoasă. Cum credeți că se scrie în contextul ăsta? Într-una legat sau dezlegat? Într-una. Adică? Părerea mea. Și dezlegat sau dezlegat? Dezlegat. Cu cratima, într-una din aceste zile vom avea parte de vreme frumoasă. Acest copil doarme într-una sau doarme într-una cu cratimă sau fără cratimă? Cum vi se pare că se scrie? Într-una legat. Atunci când vom afirma de trei zile plouă într-una, vom scrie într-una întotdeauna legat. La fel și când spunem doarme într-una sau vorbește într-una. Într-una, despărțit prin cratimă, se folosește atunci când mai urmează un cuvânt pentru a avea sens. Se leagă de ceva prin prepoziția din. Asta a fost tot, prieten, pentru astăzi la rubrica noastră de gramatică de la Brașov TV. Să sperăm că de acum încolo vom ști cum se scrie corect într-una, în ce context folosim acest cuvânt scris cu cratimă sau scris legat. În cazul în care aveți sugestii, ne puteți scrie pe pagina noastră de Facebook, știrile Brașov TV sau brașovtv.com, iar rubrica noastră de gramatică o puteți urmări săptămânal în fiecare joi de la ora 18 în jurnalul nostru Brașov TV. Deocamdată atât pentru astăzi, până data viitoare, toate cele bune! Viața ta a intrat într-o rutină, te provocă acum la o experiență plină de culoare, rafinament și exotism. Ia-ți curajul și vino în Piața Sfatului 27 la Sushia. Rezervări și livrări la 0724 636 292. Fii mândru de alegerile tale și încearcă sushi! Centru Spa caută colaborator pentru posturile de manicuristă, pedicuristă și cosmeticiană, telefon 0741 127 537. Rubrica de gramatică a fost realizată cu sprijinul RS Activ, lider în echipamente de construcții.